Doamnelor și domnilor, bună ziua, vineri din nou, retrospectiva săptămânii, ultimele verificări tehnice, suntem în regulă! Dan Vasiliu din nou prezent în studiourile... Cum? Fără campanie, fără evident, campanie. Asta trebuie votați! Asta. Nu votați ce zice el, nu votați și ce nu zic votați eu, să... nu cu ăia. Nu votați! Nu, nici cu, da? Există o campanie ăștia de la... corecți. Mi-a plăcut, apropo, să zic și ție, am avut și noi știre, campania nu-ți vinde votul. Băi, cine gândește campaniile astea, le gândește tare prost. Pentru că a pus MAI-ul, da, Ministerul Afacerilor Interne. Și toți care au citit titlul au spus, nu-ți mai vinde votul, că era mai-ul ăla acolo. Proastă campanie. Nu-ți mai vinde votul. Bine, domnule, păi, ok. Până acum l-au vândut. Pe ulei, pe zahăr, pe... Da. Da, pe promisiuni de șarte... Pe, uite, ieri au venit, că trebuie neapărat să încep cu asta, ieri a început festivalul de teatru Dan Alexandrescu. Nu că vreau eu să mă laud, e o chestie super mișto, că vorbeam cu ceilalți. Au fost oameni în sală? Nu atât de mulți cum așteptam eu, sincer. Bun, dar aici la Casa de Cultură ce a fost? Nu mă întreba, că nu știu. A fost un autocar cu... A fost un autocar, ceva de la Cahul, a venit o trupă, dar nu știu exact, și era o grămadă de preoți oricum. Presupun că azi e cu părintele Nicula, dar ieri habar n-am ce-a fost. În fine, și a început festivalul de teatru Dan Alexandrescu, ediția a doua din Roman. Și vin, nu știu de unde sunt oamenii ăia, că nu-i cunosc, e prima oară când îi văd. Bă, zice, cum s-a nimerit exact în campanie să faceți festivalul? Zic, n-are nicio treabă campania cu festivalul de teatru. Noi facem mereu festivalul de teatru la a doua oară când îl facem în aceeași perioadă. Da. S-a nimerit că anul ăsta nu o să putem opri campania sau evenimentele. Și vine faza cu, da, zilele romanului nu pică tot în campanie. Dom'le, pică tot în campanie, dar e perioada în care se face, adică și anul trecut adică a fost exact în aceeași perioadă, tot da, tot și nu era campanie. Da. Că ar fi putut totuși să amâne până în iunie zilele romanului. Păi, zil, dumneata zic, ți-ai amânat ziua de naștere, adică scuză-mă, dacă ești născut pe 13 mai, de ce să-ți faci ziua în iunie, că e campanie? E absurd. Ce nu mi-a plăcut în schimb și în continuare, mă întreb și eu, ca și colegii mei de teatru, băi, zilele municipiului roman sunt intrate o grămadă de chestii și mă uit la programul zilelor municipiului roman. Chestii de... și iarăși o să ziceți că vorbesc eu aiurea și mă iau de oameni. Laudatium, nu știu ce rugăciuni, iarăși... Băi, dar festivalul de teatru nu e prins. Nu reușesc să înțeleg. Nu face parte, suntem singura trupă care reprezintă de teatru, care reprezintă romanul în zilele astea cel puțin. Așa cum apare în afișe? Dar nu e în... Nu, n-a fost nu e, dar nu e în zilele romanului, e lângă. Cum să fie lângă, brei, în perioada asta? Au început zilele romanului? Nu, dar ca idee, în perioada da, asta. Da. Manifestări dedicate Urbei Mușatine se vor desfășura de sâmbătă, mâine, care este 14 mai. Păi mâine e ultima zi de festival, poftim, ia ca. Se suprapune. Trebuia să începeți de pe 14 mai festivalul, ca să intrați pe afiș. Da, dar n-ar fi intrat oricum, nu știu de ce. Am așa o senzație că teatrul ăsta parcă e ciumat, știi? Nu e o chestie interesantă, nu găsi eu acolo, domnule, hai să vorbim separat, da, din paralel, are ceva, adică... Nu știu cât ați promovat, care e campania de marketing, cu cine ați vorbit... Da, adică toți vorbim, voi să susținem cultura susținem și să cultura, facem... Da. Cultura, frate, că e singura care se face! Da, dar s-ar putea ca oamenii care merg la piese de teatru să gândească și să mai gândească și să se mai gândească înainte de a da votul cuiva, de a asculta mai bine pe cei care vorbesc da, în campania electorală. Și atunci sunt chestii și chestii. E nașpa. Dar apropo de zilele romanului, vinerea viitoare... Da. Promovez pentru că m-am implicat în decursul timpului în... activitatea pe care o întreprinde Dan Stănescu. Da. Cel care a stabilit anumite recorduri mondiale la efectua flotări. Vinerea viitoare, Dan Stănescu, avându-l ca speaker principal și vedetă, să zic, la nivel național pe Radu Valahu, da. Vor fi prezenți în centrul romanului pentru o demonstrație de record mondial, cred că o să o facă Dan, pentru o demonstrație de Skanderbeg făcută de Radu Valahu, posibil și ar trebui să fie, știu că este implicat Sorin Jitaru și el cu niște demonstrații de forță, da. Dar scopul nu este
de a stabili ei niște recorduri sau nu-i scopul principal acesta. Scopul principal ar fi acela, este acela că ne dorim să fie cât mai mulți oameni în piață, am vrea tineri care să se implice într-o chestie de record mondial. Să fim romașcani, mai ales cei tineri. Acum toată lumea poate să vină, că e după amiază, după ora 3, nu mai știu exact cum, la ce oră este, trebuie să ne uităm pe afișe. Dar cine vrea să se uite? O să vadă pe internet. O să vadă și pe internet, că promovez și acolo, o să promovăm și acolo. Să fim cât mai multe persoane, cât mai mulți oameni, cât mai multe persoane din Roman, care să efectuăm 3 sau 5 flotări. Una odată. În cazul meu. Bun, și să sperăm că nu se plouă. Că băi, acum dacă vrei să atingi un obiectiv și așa, n-ar trebui să intereseze vremea. Ba da, pentru că dacă filme, faci flotări, Rambo cum se antrenează și cum aleargă. Ba da, lumea, dar Rambo câștiga niște bani pe chestia, a ajuns campion mondial la box. Adică eu zic că Rambo, Rocky, Rambo Rocky. Mai puțin. Da? Deci să învingem și vremea. Învingem și vremea, da. E mai dificil. Eu acum, pentru că plouă vinerea asta, eu mă gândesc că până vinerea viitoare va fi vreme bună. Așa. Nu știu cât, de unde ții tu informațiile. Nu m-am uitat. Eu sper, asta am spus. Nu, să fie urât cu spume. Ne mai uităm puțin la programele zilele municipiului și pe urmă ne întoarcem să mai vorbim de ce spune Dan. Normal ar trebui să vă dăm și știrea, să o vedeți, dar fiindcă e text toată și oricum o să trec repede prin ea, nu mai are rost. Hai să vă spun, se vor desfășura zilele municipiului Roman de sâmbătă 14 mai până duminică 22 mai. Noutatea acestei ediții o reprezintă includerea în programa zilelor Spitalului Municipal de Urgență Roman. Zilele municipiului Roman se desfășoară în fiecare an în această perioadă, în preajma zilei de 21 mai, când sunt sărbătoriți sfinții Constantin și Elena. Ok, mă mai uit. Duminică, Clubul Copiilor Roman va organiza sub coordonarea profesorilor o demonstrație de îndemânare de carturi. Am văzut carturile, deci sâmbătă asta. Sâmbătă, da. Mâine la 11. Că am văzut carturile deja ajunse. Duminică, zilele episcop Melchisedec Ștefănescu. Băi, eu cred că nu, ne place foarte mult să ne uităm în urmă, la oameni care nu mai există. Suntem așa de, nu știu, avem mult al morții noi. Nu avem numai noi, toată lumea, și trebuie să învățăm din istorie. Păi și atunci cum evoluăm dacă nu ne uităm înainte, ne uităm numai înapoi? Ne uităm înainte știindu-ne trecutul. Dar noi trăim în el, adică noi rămânem acolo. Nu rămânem acolo. Nu, noi trebuie să învățăm, pentru că, hai să-ți dau câteva exemple. Revoluția industrială din Anglia, da. Revoluția franceză, da. 1789, așa. Hai, din Anglia, okay, cunoști istorie, bun. Așa. Revoluția, războiul de independență a Statelor Unite, okay. Da? Chestii din care am trecut la istorie. Într-un mod poate intenționat, au fost numai niște paragrafe și eveniment în sine, scris în cărțile de istorie ca etapă treaptă de trecere de la o etapă la alta, da, și acolo s-au întâmplat și s-au cerut anumite lucruri. La Revoluția franceză eu asta am sesizat și după aceea tot a fost și... Pentru că tu ai vorbit de zilele episcop, nu știu, da. Care, s-a cerut depărtarea bisericii de stat și a avut loc revoluțiile cu confiscarea averilor bisericești. Da. Și la noi, la Cuza. Ei, noi trebuie să învățăm din chestiile astea. Dom'le, stai așa, de ce au făcut atunci treaba asta? De ce, de exemplu, în Spania și Biserica Catolică, și scrie în cărțile de istorie, da, a avut loc mișcări puternice împotriva bisericii și lumea a gândit atunci, pentru că uite, noi suntem încă în evul mediu, că îți puteai răscumpăra păcatele, greșelile, da. Plătind la biserică pentru iertarea păcatelor. Ei, să se face și acum. La noi. Da. La ei nu se mai face. Ba, se face, degeaba zici tu. Nu, dar numai la nivelul ăla e... Înțelegi? Deci ăsta e rolul istoriei, ăsta e rolul de a... Dom'le, ce au făcut oamenii ăia? Bun. Și acum rolul nostru este, eu așa zic că ar fi corect, să fim atenți, de exemplu, cum vor rămâne în istorie anumite personaje din zilele noastre. Că ar fi păcat să fie trecut la cei buni, de exemplu, un Iliescu. Miron Cosma. Depinde de cine vede chestia asta. Pentru unii, Iliescu este un sfânt, nu te aduce de el, Doamne ferește. Acum, da,
Dar noi trebuie să vedem, să ne detașăm, să vedem, domnule, este așa în istorie, să vedem ce a făcut el. A făcut bine sau a făcut rău? Bun. Deci nu vorbesc cu patima din 1990, că erau câțiva care nu vede. Deci asta e chestia cu istoria. Continui, da? Marți pe 17 e ziua dedicată diplomației romașcane, adică în sala de consiliu a primăriei va avea loc întâlnirea oficială a administrației publice cu o delegație din Turcia. Diplomație, da. Da, bun. Diplomație. Bun. Tot marți, gala excelenței romașcane, premiera cetățenilor de onoare. Lansarea volumului Mareșalul Prezan. Cetățeni de onoare, ce înseamnă aici? Noi avem un număr de cetățeni de onoare. Marin. O să-l facă cetățean de onoare zilele astea. Mm. Discutăm? Eu prea puțin am avut de-a face cu domnia sa. Deci n-aș fi comentat absolut nimic dacă era propusă Andreea. Eu nu știu nici măcar dacă e pe bune chestia. Eu sper să nu fie pe bune. Adică de ce să nu fie pe bune dacă ar fi? Să-l facă cetățean de onoare pentru că na, e de aici, e cunoscut și a dat o valoare. Acum hai să nu fim răutăcioși totuși. Omul a avut, am înțeles, niște influențe, bine, iară, depinde de cine privește, da? Benefice... Deci a avut, s-a implicat în urbe, ca da. Mulți alții. Ca mulți alții. A ajuns într-o poziție și a fost cu poziție cu, în momentul în care s-a amestecat și cu politicul dinainte de 89, Am o rezervă, pentru că acolo s-au urmărit niște interese și era o diferență între clase. Da. Așa, după aceea, Spitalul Municipal a avut un contract pe o perioadă destul de lungă cu o firmă a lui, din care a ieșit în câștig el, spitalul nu prea, au fost niște probleme. Deci a fost o relație economică din care a câștigat, nu știu dacă este... Ca un om de afaceri, ce așteptai? Să piardă? Nu, nu, nu. Eu nu mă refer să piardă omul de afaceri, niciodată. Eu mă refer să fie corect. Omule, tu mi-ai spus acum două săptămâni, niciodată să nu întrebi un om de afaceri cum a făcut primul milion. Bun, primul milion. Că nu o să-ți răspund. Știu, dar... Dacă ești corect, nu faci primul milion, niciodată. Deci eu nu mă refer la treaba asta, la primul milion. Eu mă refer după aceea, după primul milion. Oricum, putem să trecem peste asta, pentru că nu sunt sigur dacă vorbim de Dan Marin. E vorba de... este un zvon, nu e... Nu, a fost știrea. Da, acum nu știu dacă e în cadrul zilele romanului să fie... Chiar nu știu. Oricum, se vor... premia, se vor numi niște cetățeni pe acolo. Pe urmă vine Gala Excelenței în Educație, cu mai multe festivități de premiere, și anume de premierea echipelor câștigătoare la ștafeta municipiului roman, premiile ECO pentru un municipiu curat. Trebuie să ne dăm mâna. Cam ciudat pentru un municipiu curat, pentru că de când am început și noi Roman 24 să punem filmulețe cu municipiul roman, oamenii sunt încântați de modul în care arată, dar sunt foarte mulți care arată și aspectele pe care în mod normal nu le vedem în presă și nici în conferințe de presă de la primărie. Și anume zonele alea în care nu-ți vine să te apropie nici măcar cu o prăjină. Și printre ele, din nefericire, este frontispiciu Casei de Cultură, în care ne desfășurăm și noi activitatea, unde după renovarea Casei de Cultură a rămas o mizerie ceva de nedescris pe jos. Da, aici trebuie să fie niște autorități locale care să intervină și să sancționeze. Bun, adică e ok să ne lăudăm, schimbările sunt bune, se vede că sunt faine, dar frate, dacă tot vrem să avem un oraș nemțesc, păi să muncim nemțești, am terminat de dat cu var, hai să curăț și pe jos. Unde am văzut? La Piatra Neamț am văzut o benă de beton, a ieșit de pe o zonă de șantier, după care a tras pe dreapta și șoferul și încă doi muncitori din șantier au curățat tot ce era înăuntru. Nu, curățau picăturile de beton căzute pe asfalt. Foarte bine. În Piatra Neamț acum o lună. Am văzut treaba asta. Îmi pare rău că n-am avut cum să filmez, cum să fotografiez. Mai am o chestie de apreciat. Mor, uite, eu văd eu mor la fazele astea, da? Cum s-ar putea restaura și introduce în circuitul public de valori istorice arheologice ale Romului cetatea de la Gâdinți? Măi, voi ați fost zurată pe acolo? Ai fost? Mi-am fost zilele trecute. Întâmplarea face că am ajuns cu un tip care a tras pe dreapta cu mașina și îmi zice, bă, vere, uite, vezi porcăria de acolo, dar aia e ce a rămas din cetatea de la Gâdinți. E un dâmb. Da. Nu mai e nimic acolo. Eu îl văd în fiecare dimineață pe geam. La modul serios, ce să mai includem în circuitul de valori istorico-arheologice al Romanului? Adică să se facă săpături, să fie scoase zidurile care mai sunt de sub pământ,
Da. Așa. Și să refac acea cetate cum e la Suceava, cum e la Târgu Neamț. Un drum de acces până acolo ca să nu faci așa. Bun, are îmi pune și treaba asta. E drumul care duce spre poligon, poligonul militar. Bun, da. Deci care... se poate face, n-ar fi o problemă asta. Acum, dacă ar deveni Gâdinciu cartier al Romanului, ar fi bine. Ar trebui să am fost și niște poduri peste râuri, totuși. Un pod, da, este. Ar mai trebui, eu aș scoate puntea și aș face un pod ca lumea cu două benzi. Unde? Puntea spre de la Cotumameș. Da, avem la Gâdinți, mă, pod. Da, mă, dar e la mama dracului. Păi pe acolo ajungi la Gâdinți, nu pot, nu înțeleg, dar de ce să uite? Londra Vere are 87 de poduri de la un cartier la altul. Are 20 milioane de locuitori, cât România. Roma nu ar putea să-și facă 20 de milioane de locuitori? Nu. Ar putea să facă măcar 150 de mii, da, dacă zici tu de cartierul Gâdinți, cartierul Cordun, cartierul Cotovameș, păi nu le dai și căi de acces, nu să meargă prin Horia Bresă să iasă pe Europeană ca să vină să-și ia pâine. Trebuie să le faci și drumuri de acces. Dar la Gâdinți vin prin Bălcescu, prin podul ăla. Iar la Cotul Vameș vin pe drumul european și o să fie și puntea refăcută. Nu o să facă pod. Bun, tot în zilele Romanului va avea loc dezvelirea bustului profesor universitar dr. Nicolae Manolescu Strunga. Nu le-a mai dezvelit toată la primărie? L-au dezvelit la primărie. Întreb, nu știu. Da. Întreb, mai pur și simplu. Pe urmă, vedeți că eu vă dau știrea și el îmi dă mie în cap. Nu știu, parcă asta nu înțelegem. Deci ce să... Așa. La ora 15, Muzeul de Istorie susține colocviul cu tema Dascălii Romașcan de altă dată. Colegiul Roman Vodă va fi gazda unei noi sesiuni culturale organizate de Societatea Clepsidra. Mai repede. Hai mă, răbdare, să mă uiți și eu, că acum le pot... Tu te-ai dat la o știre de genul ăsta? Petru Tocănel? Nu. Deci te uiți pe Facebook, pe net, este programul și... Sunt, Dumnezeu, etc., etc. Deci și manifestări... Uite, mă, că intră și de care spuneai tu, la ora 15.30 în centrul 15.30. Orașului, da. Așa. Se va desfășura un show sportiv cu record meni mondial, Radu Valahu. Deci asta brusc îl interesează, da? Radu Valahu și la Scandenberg și Dan Stănescu la flotări. Da, da, vezi, aici e pusă ideea așa, iar ideea principală, de fapt, este cealaltă. Să ne adunăm cât mai multe persoane acolo, cât mai mulți oameni să ne adunăm pentru a face un record mondial. Tu stai seama că toți vor veni pentru sarmalele reci? Bun. Zdub, da, și zdub, da. Mici și bere. Hai să vedem, putem să adunăm pentru mișcare, pentru sănătate, pentru o probă de mică, de forță. Pentru albere. Mai multe persoane decât pentru distracție. Măi, ideea este foarte bună, eu sunt de acord. Oameni buni, dacă aveți posibilitatea să mergeți la ora aia, vineri, nu vineri a rămas. Vineri la 15.30 să împingeți 5 flotări, măcar să vă dați mare în fața gagicii. Copiii, da? Tinerii. Copiii, tinerii. Și să facă o țară de mișcare, vorbim de Dan Stănescu. Dan Stănescu care nu este un neica nimeni, dar Dan Stănescu este recordman mondial de mai multe ori. La număr de flotări pe secundă, eu cred că nu cânt eu destul de repede la chitară cât face el flotări, da? Și l-am văzut, bine, imagine că tot stabilesc să mă văd cu el și n-am mai apucat, l-am văzut făcând flotări pe scaune, pe pahare, pe, adică omul e nu doar record, dar e și showman peste orice. Da, și da? Vine și Radu Valahu, care e un speaker și bun. Vorbim și... de un om care are un braț așa. Da. N-am eu cap cât are el brand. Hai să faci un Scandenberg cu el. Eu? Da. Eu țin la mâinile mele. Eu am făcut. Eu le folosesc. Mai să-l dau jos. Nu. Da, a câștigat el. Te-a lăsat el să te duci până acolo. Lasă că... Da? Știu. Deci ideea este fantastică. Da. Mergeți că merită. Dan avusese ideea pe 1 iunie, de ziua copilului, să facem chestia asta cu flotările, dar dacă vine de zilele Romanului și avem posibilitatea și poate bate și un record mondial, cel mai mare număr de persoane făcând flotări în același timp, da. Intrăm în World Guinness Book. M-am răzgândit în discuție care am avut cu Dan Stănescu pe data de 1 iunie. De ce? N-am vrut să ne apropiem foarte mult de campanie electorală. Este în plină campanie electorală. E plină, dar atunci pe 1 iunie, știi, și după aia urmează duminica de votului. Vot. Da. De vot, știi? Și am zis, băi, stai așa o clipă, ca să nu fie nicio problemă, dacă ne încadram într-un eveniment, dacă nu ne duceam după campanie la o săptămână ca nu, să fie treaba regulă. Dar cred că am să ies și eu să fac 5. Dacă pot să fac 5 flotări, sunt mare meseriaș. Nu, dar stabilim să facem numai 2 flotări.
ca să pot face și eu, știi? Da, tot noi, în loc să urcăm noi, coborâm numărul, că e mai ușor. Nu, zic, coborâm numărul de flotări și creștem numărul de persoane. După aceea, cine vrea să facă câte face Dan Stănescu? El face 2000, frate, că nu se oprește niciodată. Nu, într-un minut, nu știu câte face. Păi dar el începe de joi și termină vineri, adică nu e problemă. Da, e adevărat și treaba asta, dar mai oprește. De nu, îți mai hai să încercăm să fie cât mai multă lume. 130.000 de lei s-au alocat din bugetul local pentru manifestările din acest an față de cât au fost anul trecut? 300.000? Mai mult au fost anul trecut? Parcă da, nu vreau să 300.000? Zic bine? 30.000? 300.000? Ceva cu mii? Nu știu, ar trebui să ne uităm pe arhive ca să vedem exact cât au fost anul trecut. Oricum, zilele romanului, noi vă spunem la mulți ani de pe acum, romașcani, că mâine n-o să fim la muncă, mâine fiind sâmbătă. Da, dar deci ploaia asta mai bine mergi la muncă. Cum? Pe ploaia asta de afară. Da, ori stai acasă, numeri bani sau? El numără banii. Asta e. Da. Ce știre mai ai? Nimic, hai, fii atent aici, o chestie. Zic, a fost o știre, nu știu dacă o ai, n-am apucat să mă uit. S-a început instruirea operatorilor de date. Nu voluntari. Nu voluntari? Pe plată. Păi dacă uita, nu știu ce firmă, observatori. Nu. Observatori, operatori. Ăia care bagă datele în... Care, deci, la alegeri. Atenție! Pentru că se modifică un aspect. Merg la vot, scot cartea de identitate, da? Nu mai intru în sală și mă duc la unul din cei 5 membri ai comisiei. Mă duc la un singur om. Corect. Îi dau cartea de identitate, o bag într-un dispozitiv, într-un suport. Are o tabletă, cameră fixată aici, apasă click, verifică codul de bare de jos. Un cod de bare, un cod de cifre. Cod de cifre, așa. Și apare imediat pe ecran dacă am drept de vot în secția respectivă, dacă nu, în ce secție nu sunt. Nu vă faceți scris? Griji, nu vă fură nimeni datele. Toată chestia este... Nu, că e și acoperit. Deci rămâne numai partea de jos rămâne descoperită pentru treaba asta. Acolo sunt toate datele, da? Da. ca idee, nu vă ia nimeni datele. Asta e ideea. Lasă-mă, că lumea dă buletinul și la când închiriază de fier vechi. Când... Da, mă, dar brusc devin foarte reticenți când e vorba. Vine un polițist, dați-mi buletinul. Nu vă dau, domnule, buletinul, știi? Ăla nu îl dai, deși el este singurul în dreptății să ți-l ceară. Dar dacă te duci să închiriezi o barcă în parcă, îi lași buletinul omului. Da. Adică, ce... Da. Gândirea. Apropo de... Fii atent. Zim. Numai puțin. Zim. Aici, la chestia asta. Înarmați-vă cu puțintică răbdare. Pentru că toate persoanele care vin la vot trebuie să treacă pe la acea persoană care face verificarea electronică a cărții de identitate. Da, asta durează două secunde. Durează 10 secunde. Nu cred. Păi, am luat cartea, am băgat-o, am apăsat pe buton, am văzut, am vizualizat, am mers mai departe. Dacă pică netul... Ceea ce la noi se întâmplă foarte des, uite la sistemul de sănătate. Unde... Sau dacă... Dar hai să facem... Zeden, nu, stai așa o clipă. Am arătat cartea de identitate. Da. Dar îți vin câțiva cu buletinul vechi. Buletin, da. Deci clar că... persoanele respective au o anumită vârstă. Da. Deci posibil să miște mai încet, dar nu mai contează cât de încet să mișcă ele. E chestia că trebuie să iei buletinul și să introduci datele la mânuță. Da. Și durează puțin mai mult. Bun, asta ce înseamnă? Că vom la bapta mea, mă, sigur, dacă mă duc la vot așa și n-am decât 3 persoane în față, toate 3 vor fi cu buletinul de identitate și nu la cu cartea. Da. Dar asta ce înseamnă? Că vom avea cu siguranță discuții la închiderea urnelor, nu? La închiderea secțiilor de vot cu o grămadă de persoane care se vor plânge că n-au apucat să voteze. Eu de asta spun, mergeți din timp, nu lăsați pe ultima sută de metri, da? Bine, ce am văzut eu din experiența proprie, ca membru în secția de vot, pe ultima sută de metri veneau cei care primeau SMS-ul, care erau sunați de la diverse partide. Da, sunt foarte mulți care rămân ca partea strategiei diverselor partide.
Dacă își fac candidat, să rămân pe ultima sută și vin pentru că nu știu cum Dumnezeu îi află că sunt în urmă sau că sunt în fața altui candidat. Aici n-am înțeles exact cum funcționează sistemul, pentru că practic nimeni nu știe ce e în urnă. Nimeni nu știe ce e în urmă, dar sunt acei observatori de la partide care... Da, mă, dar observatorii nu pot spune, bă, Dan Vasiliu a votat cu un târâmă. Da, uite, în secția de vot sunt membri de la toate partidele. Sau de la mulți. Nu înțeleg cum se fac. Nu. Una, exit poll-urile care le fac partidele, stau la ieșirea de la vot și te întreabă. Și pe răspunsul tău, sincer sau nesincer, ei notează și așa... Nu vreau să le zic. Dar nu, și e indicat să nu le spuneți, pentru că le dați posibilitatea partidelor să-și creeze o strategie mizerabilă, să păstreze 500 de votanți pe ultima 100 de metri. Bă, nu cred că mai merge treaba asta. Cum să nu? Dacă partidul X își dă seama, după exit poll-ul, răspunsurile pe care le dați voi, că ei sunt în urmă cu 200 de votanți? Ei oricum fac mobilizare în altfel. Deci, în secția de votare sunt membri de la diverse partide și sunt foarte bine instruiți și foarte organizați, da. Mai ales la partidele mari, cu interesul clar, așa, ei imediat știu pe ce zonă au în cartier și când văd cât au votat, băi, au venit la vot din 1000 de oameni înscriși pe lista de vot, așa, noi aveam vreo 400 să vină. Da. Ochiometric, uitându-mă pe liste, foarte... da, pe chestia asta, deci pe vigileța celui de acolo. Pentru că am văzut de la partid când veneau să trăiți. A, bun, de-a nostru, nu știu ce. Dar, domnule, și ai votanții de partid, care știi că sunt membri de partid și ai cât în partidul tău pe Roman? Păi, 80 de persoane. Ei, 80 și ai sigur garantat că i-au votat pentru partidul tău. Da, mai sunt și cei care, cum a fost că în campania asta, nu mai este, care au primit pachetelul, care ai bătut la ușă și ai spus că ai să le dai. Dar pe ăia nu poți să garantezi că au votat cu... Nu e chestia de garantat că ei au interesul să ajungă oamenii lor. Oamenii pe care ei cred în proporție de... Nu, eu altceva spun, Dănuț. Eu spun... Dănuț, scuze-mă, Dan. Da, noi suntem foarte apropiați. Nu. Altceva spun eu. În momentul în care se face un exit poll, exit poll-ul se face pe baza răspunsurilor celor care au ieșit la vot. Ăla e un aspect științific, exit poll-ul. Da? Se bazează pe anumite... Mai departe, dacă lași la limita partidului... Dar în secție este acel om al partidului, da, care știe, el știe că a fost în celula de la cele 20 de scări la care a răspuns el în campanie electorală, la care a bătut la ușă, la care s-a dus și le-a dus pliantul, s-a dus cu candidatul și a vorbit și spune, domnule, nu l-am văzut pe vecinul de la 4. N-a venit vecinul de la 4. Okay. Mai trimite SMS acolo. Am înțeles. Deci, înțeles. Sunt două aspecte, științific și cel uman ochiometric. Dar lui nu-i garantează nimeni că a venit vecinul de la 4, l-am văzut, ăla cu care am vorbit eu, e singurul care a mers la el acasă și contracandidatul a mers la el acasă. Omul când intră în cabina de vot, el votează cum vrea. Exact, nu, da. Și atunci amândoi candidații se bazează pe faptul că a venit vecinul de la 4 și am vorbit deja cu el, deci... Eu, în momentul în care te duci tu la vot, eu mă bazez pe faptul că mă votez pe mine, da? Da. Tu acolo votezi cu cine vrei. Evident. Deci eu nu știu, dar eu știu că tu ai fost la vot. Da. Deci am pe cine mai am? Mai am vecini de scară. Deci care zic eu că sunt echipa mea. Deci cum te-am avut nu pe tine? Nu înțeleg mecanismul ăsta ca lumea. Degeaba te chinui să mi-l explici, pentru că în momentul în care votul este secret, nimeni nu știe cu ce ai votat tu. Ca urmare nu poți decât să estimezi și estimarea asta păi uite, așa e vorba de o estimare plus aspectul care încă mai merge în anumite medii și de la țară și de la oraș, în care ai grijă că noi știm cu cine ai votat. Nu și este lumea care votat. Pune botul. Deci este lumea care pune nimeni votul. Nimeni nu știe cu cine votați. Votul este secret. Exact. Nu există camere de supraveghere. Dacă tușul de pe ștampilă s-a imprimat prea tare și a ieșit pe partea elaltă de foaie, mergeți și cereți alt buletin de vot. Este dreptul vostru. Dacă vi s-a părut că a ieșit tușul, că v-a dat ștampila prea umedă, da? Sau e hârtia de proastă calitate și ștampila cu votat a ieșit pe partea elaltă, mergeți și cereți un alt buletin de vot. Da. Că e totul secret. Nimeni nu trebuie să știe cu cine ați votat. Ca urmare, punctul meu de vedere este, nu spuneți cu ce ați votat, ca să nu se poată face estimări. Cum se împăturește buletinul de vot? Iarăși contează. Iarăși. Și acum, fiind la secție, îți dai seama, omul venea, lua buletinul, vorbesc la prezidențiale. Da.
se ducea în secție, în cabină. Corect. Intrând în cabină, vota, nu vedea nimeni nimic, el venea să bage. Nu avea, nu era contrajur. Okay. Deci nu eram cu fața la geam să văd prin hârtia lui. Dar unii care puneau ștampila mai serios și știți cum vedea, este? Da. Vedeam, deja știam dacă e de stânga sau dacă e de dreapta. Corect. Oricum, eu am să fiu ca papaia. Pe chestia asta, nu jurăm, da? Pe chestia asta, reprezentanții partidelor, deci au și, dacă eu după 2-3 ore, după 50 de votanți, deja am formasem ochiul și ziceam, băi, au votat acolo și acolo, așa, vă dați seama că reprezentanții partidelor deja. Da, dar estimativ, e foarte. Estimativ, am zis caracterul științific și caracterul uman, da. La asta. Dar trebuie să ne luăm acea marjă de siguranță, pentru că va fi puțin altfel. Că sunt sigur, dacă sistemul va funcționa așa cum trebuie la alegerile astea, cel mai probabil la alegerile viitoare, nu zic cele parlamentare din toamnă, dar la alegerile care vor avea loc peste 4 ani la primării, se vor găsi până atunci fonduri, astfel încât toți membrii comisiei să fie cu tabletă și să poată verifica cartea de identitate, da. Și să se poată pune treburile în mișcare ca lumea. Va fi un pas spre votul de acasă cu cartea de identitate. Știi, ultima, apropo, dacă estimativ și putem totuși să facem o estimare, unde nu se potrivește balanța numerelor sau a votanților, se adaugă de pe la ăia care au crăpat. Ultima glumă în jubântelul roman pe acolo este Hristos a înviat. L-ai văzut tu? Nu, dar era pe listă de simpatizanți la înțelege, adică eram văzut eu acolo, cu CNP, cu tot. Da, cred că așa a fost la Rugenoasa. Și la fel, nu, stai, da. Neamț. Da, neamț la fel, am înțeles că sunt liste întregi cu, inclusiv pe Roman, anumiți candidați care au persoane pe liste, iar din auzite vorbesc că nu pot să pun mâna în foc eu. Pentru că nu sunt făcute publice, din anumite motive raționale, dar totuși eu aș zice că se poate face public lista cu numele susținătorului unui candidat, da, fără CNP, fără date. Corect. Și în momentul în care eu văd Vasiliu Dan, și nu mai sunt alții Vasiliu Dan, mă duc și spun, băi, este Vasiliu Dan, e cu CNP-ul. Aș dori să știu dacă sunt eu sau nu. E CNP-ul meu pentru acolo. Pentru că sunt persoane care dacă ajung, e CNP-ul meu, ferească Dumnezeu. Ajung să se regăsească pe listele unui anumit candidat sau, nu vorbim de partide aici, vorbim de candidați, că da. Vorbim de primării, da? Se regăsesc pe listele de susținători ai unui candidat sau ai altuia, dar ei nu au semnat chestia aia. Da. De ce? Pentru că dacă cineva, eu în momentul ăsta vreau să aflu numărul de telefon a unei persoane, e de ajuns să intru pe internet și pot găsi inclusiv date cu caracter personal, gen CNP, din zonă. Nu este mare greutate. Orice copil care are acces la internet poate face chestia asta. Da? De ce? Că suntem noi proști și le dăm la un moment dat, de-a lungul vieții, stând pe internet, îți dai datele personale, că ai făcut o cumpărătură online sau nu știu ce, n-ai bai nevoie de ceva acolo. Exact. Și te regăsești pe niște liste cu o semnătură făcută de noi așa, că nu trebuie să fie neapărat semnătura ta, și te regăsești pe liste și sunt situații aici în Roman în care candidați au ajuns să poată candida, oameni au ajuns să poată candida pe semnături care nu există. Au avut o bază de date, da, mă, buletine expirate, adică o bază de date mai veche de acum 5 ani. Între timp, mulți oameni și-au schimbat cărțile de identitate, sunt că au expirat. Plecați în străinătate. Alții sunt plecați în străinătate, alții, Dumnezeu să-i ierte, sunt sub pământ, în spațiu. Da, au venit cu ștampii la mână, adică. Da, știi, și apar pe listă. Domnule, trebuie să despară și chestia asta. Adică, la nu mai comentez că într-un nu, intrăm în alte povești, da? Nu, cu trecem lume și prelume și noi. Exact, cât mai avem, cred că ne-am întins iară foarte mult. Da? Mai avem. Polițiștii sunt cu ochii pe elevii chiulangii, da? De parcă ar fi o noutate că există elevi chiulangii. Am avut o știre, se numește Se chiulește pe capete. Nu e o noutate. Săptămâna trecută, polițiștii 9-13 mai, polițiștii la Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Adică și astăzi. Acționează pe linia combaterii absenteismului școlar.
Bun, foarte bine. Deci, da, e foarte bine, dar ce înseamnă acționează pe linia combaterii? Pentru că... Ei ce pot să facă, de fapt, să se sesizeze dacă administratorii de baruri, crâșme, da, dughene, primesc sau nu primesc tineri sub 18 ani. Eu pot să, din punct de vedere al comerciantului, da, frate, cuiva trebuie să vând. Bun. Nicio problemă. Altfel nu câștig. Nu-l sancționează nimeni pe cel care a primit pe cel de 18 ani. Îl sancționează dacă îi vinde țigări și alcool. Da, și de unde știi tu ce cumpără copilul ăla? Tu vezi ce are pe masă. Dacă îl prinzi în flagrant. Păi intră în crâșmă. Da, ok. Poliția. Și prinzi doi copii care stau la o bere. Da. Vânzarea alcoolului către minor este interzisă. Vânzarea țigărilor către minor este iarăși interzisă. Dar poți să-l lași pe minor să facă sex la 15 ani pentru că e vârsta potrivită, înțelegi? Să nu amestecăm lucrurile. Cum să nu amestecăm? Deci la 15 ani are voie să facă sex, dar nu are voie să bea bere. Da. Da. Da? Da. Vouă, da, ca părinți, vi se pare normal? Da. Deci la 15 ani o fată poate face sex fără probleme, că e o chestie așa de cui pasă, dar nu e important în viața, da, absolut, da, deloc. Da, dar n-are voie să fumeze o țigară. Da, n-are voie să fumeze o țigară și nici alcool. În curând o să le dea, bă, ce vor oamenii ăștia? Mi-a murit cineva din familie sau ce? Dar nu știu, bă, sună toți exact când sunt în mijlocul emisiunii și sunt pornit acum! Da? Bă, nu amestecăm lucrurile. Cum să nu? Deci este legea destul de clară că n-au voie să fumeze, dar, domnule, este clară, să bea, dar nu înseamnă să că cumpere. Și bună. Este bună. De ce să fie bună? Este o lege bună. Băi, ăștia vor să le dea permis de conducere la 16 ani. Nu vor. Au vrut câțiva. Și nu le dă permis de conducere la 16 foarte ani. Foarte bine. Foarte bine. Deci, da? Au discernământ la 15 ani, păi lasă-i, bă, să aibă discernământ, nu să aleagă dacă vor să bea sau să nu bea. Deci e vorba că în relațiile acestea intime, da, e mai greu să poți interveni, că nu e un loc, nu e ca la, bă, s-a întâlnit de acolo, spui băncuța aia. A, deci practic tu ce îmi spui? Băi, nu putem să ținem sub control încercăm faza cu sexul, așa să facă ce vor ei. Nu, n-am zis că e lăsăm să facă. Aruncăm sub preș totuși. Nu, dar aruncăm sub preș, el aruncă sub preș. De ce arunci sub preș? Deci, am spus că e vorba de, acolo este vorba despre educație sexuală, care trebuie să o facă părinții, profesorii la școală, da, să fie treaba asta. E un aspect. Da. Și nu, hai să nu amestecăm chiulitul cu treaba asta, ci să amestecăm, să vorbim clar aici de acțiunea poliției și clar, atunci când vezi că în fața ta un copil cere țigări sau băuturi alcoolice la magazin, tu trebuie să atragi atenția vânzătorului că n-are voie să-i vândă aceste produse. Asta spune legea și este normal. Și asta trebuie să-și facem. Ceva. Corect. Toți. Sunt, da, foarte clar. Corect. Da? Dar legea, deși spune chestia asta, după aceea nu poliția că e cea mai bună. Îl legitimează, pentru că poliția are voie să le legitimeze. Și îl întreabă ce caută la ora respectivă, da? Da. Și e chestia aceasta, domnule, luăm legătura cu părinții și vor fi informați și părinții. Corect. Pe cale oficială, oficială din partea poliției, va fi informată și școala și trebuie luate anumite măsuri. Cum să spun, nu sunt absurd, am chiulit. Toată lumea chiulește, logic. Puțin, e adevărat. Mult. Dar am avut un noroc teribil, să zic așa, că a fost programul de așa natură încât n-am fost stresat de program. Da. Deci pe vremea aia a fost o întâmplare fericită. Mică explicație. Pe vremea mea, în Cretacic, aveam 3 săptămâni de școală, o săptămână de practică. Orele de obiecte tehnologice, care ocupau destul de mult din programă, erau toate comasate în săptămâna de practică. Și atunci noi aveam ore până la 12 sau până la ora 1. Deci de la 8 la 12 sau la ora 1. Și deci nu era stresul ăla să ai până la 2. Deci a fost lejer. Și mă refer la clasa 11-a când e, să zicem, tendința de a chiuli, tentațiile erau altele și așa mai departe. Dacă ar fi fost, s-ar fi acele obiecte tehnologice, deja apărea o da, plictiseală, okay, și o oboseală și un stres și așa mai departe. Ele fiind duse în săptămâna care era relaxantă, să zic, relaxantă. Nu mai puneai mâna pe cărțile tradiționale, deci te ocupai, nu mai aveai treabă cu chimia, fizica, matematica, păi, româna, biologia și așa mai departe, te ocupai numai de obiecte tehnologice și era de natură. Dar, deci nu sunt absurd și, cum spun, înțeleg, dar e o chestie de măsură
Și o chestie în care unii tineri pot să aibă un control, alții nu. Pot să fie exmatriculați. Chiar am citit pe Facebook o poveste interesantă. Dar eu am fost exmatriculat, nu e nicio notare. Da, păi asta am citit. Existența mea este pe net. Dacă erau atenționați părinții asupra situației. Ba da, tale... i-au atenționat când m-au dat afară din școală. I-au atenționat la sfârșit. Da. Da, normal ar fi fost de la prima absență părinții să fie avertizați. Dom'le, eu sunt de acord, mă iei în continuare cu absențele. Este foarte bine. Nu, păi asta a fost misiunea polițiștilor. Eu spun de legea morții. Că ei n-au mers prin parcuri sau în cinema sau la teatru să-i caute pe ăștia. Au fost în crâșme. Dar la teatru are la Roman seara program. În parc. Cinema nu mai avem. În parc. Și în parc pot deci să fie zilnic. În crâșme, mă, corect? Și am plecat de la ideea că... Pentru că acolo s-au dus. Un copil de 15-16 ani are voie să-i facă fotografii nud prietenei lui, pe care mai apoi să le pună pe net ca să se răzbune pe ea? Nu, n-are voie. Ea are voie să-i pozeze că-i corpul ei și poate să facă ce vrea cu el, dar n-au voie să fumeze. Deci tu îmi spui mie că aici nu înțeleg. Dă libertate să poată cumpăra produsele astea. Nu. Este vorba, vorba de educație, da? Pentru că, acum să nu spui mie că dacă există această lege... Tu îți dai seama că ei vor fuma oricum și vorbea bere oricum. Oricum. Adică, indiferent de ce spune legea asta, ei vorbea de ce? Pentru că și comerciantul ăla trebuie să trăiască din ceva. Dar nu din treaba asta. Nu are alți clienți. Să-și facă alți clienți. Să-și facă clienți peste 18 ani. Da? Da. Ok. Totul să fie... Mergem cu toții legal, adică. Da. Rămânem cu o singură crâșmă în oraș. Nu. Și un singur funcționar. Adică vrei să spui acum că toți crâșmarii din oraș trăiesc pe consumul făcut de minori? Din cea mai mare parte, da. Nu te mă de aici. Tu n-ai treabă cu realitatea economică din crâșmele romașcane. Sunt foarte mulți copii dimineața merg în crâșme. Tu știi câte cafele se beau numai în groapă? Bun, e cafeaua. Dar eu mă refer la țigară și alcool. Deci aici mă refer. Înțelegi? Da. Că sunt dimineața. Ăla nu-i profitul maxim. La cafea obține un profit acolo. Sunt un client. Fine, da. Știu locuri unde merg câte 5 la o cafea. Corect. Bine. Și beau o cafea toți 5, țin masa ocupată. Adevărul că toți 5... la 2 lei cât costă o cafea, merită să pui mână de la mână câte 50 de bani. Da. Când mergi la o țigară, tot 5 șopoștesc și așa mai departe. Acum depinde și de educația multora, pentru că sunt tineri care beau un pahar de vin, beau un pahar de bere, dar nu-l beau, deci rețineți aspectul ăsta și puteți să vă uitați, nu-l beau în pauze sau când chiulesc de la o oră. Deci când se întâlnesc cu prietenii și atunci e chestia aia, că elevii care au amestecat în timpul liceului, da, rachiul cu vinul, amestecă după aceea nisipul cu petrișul și cu cimentul. Da. Adică trec la... Cu alte cuvinte, nu fiți adolescenți, că e periculos. Nu, fiți adolescenți. Măi, eu nu spun, băi, beți, îmbătați-vă ca porc, eu zic să trăiți, frate. Lumea s-a schimbat, omenirea s-a schimbat, organismul nostru adică se schimbă. Adică ce vrei noi să spui? Noi la vârsta noastră ne vedem altfel. Acu 50 de ani, acu 60 de ani, pe vremea bunicilor, tinerii în flăcăi, la 14 ani, nu rădeau câte o sticlă de vin ba din... Da? Asta spun. Asta spun. Fine, și mulți, mulți s-au îmbolnăvit, mulți s-au... au murit intrând în beci, nu știau că atunci când fierbe vinul... Corect. Alte aspecte. Nu este bine și, cum să spun, legea este dată de oameni, zic eu, care au trecut prin adolescență, da, și dacă 90% din cei care au dat legea poate au uitat cum e în adolescență sau poate au fost extrema cuminte a adolescenților, da? 10% au fost rebeli, au încercat o bere, un vin, au încercat așa numitele senzații tari. Mă, și până și președintele Statele Unite a spus, mă, că a fumat marihuana în liceu, dar ce e așa de... Bun, greu, dar trebuie, ești adolescent, faci tâmpenii, trebuie spus. Am fumat marihuana în liceu și n-a fost bine, n-a fost o chestie ok. Eu cred că i-a plăcut. Că nu știu pe cineva să-mi spună, bă, am fumat marihuana și a fost nașpa. Nu cunosc pe nimeni. A, bă, am băut o bere și a fost atât de proastă, m-a durut cap, uite așa aveam în cap. Dar asta am auzit. Cineva care să spună, bă, am fumat marihuana și mi-a fost rău, n-am auzit încă pe nimeni.
Nu ne înțelegem, nu știu dacă ne mai permite timpul. Ne mai permite, am putea. S-au acordat 42 de sancțiuni contravenționale, 15 pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, ce-o fi, ordinii și liniștii publice. În urma acestor activități au fost întocmite 11 informări cu privire la aspectele constatate ce au fost transmise unităților de învățământ, adică au legitimat 142 de persoane, au aplicat 42 de sancțiuni. Da? Legat de chestia de care am vorbit până acum și nu neapărat de băut fumat, ci de chiulitul de la școală. Care e nașpa, rămâneți la școală, nu vreau să fiu eu la rău, eu n-am făcut chestia asta. Dacă o să aveți ocazia să-mi citiți pagina de Facebook, am de gând să public toate materialele pe care le-am scris și ce am ratat și ce am făcut și ce tâmpenii am fost nevoit să fac ca să trec peste perioada după ce m-au dat afară din școală. E o poveste moralizatoare. Te recomand. Eu așa sper. Am citit, dar acum am ajuns doar în gară, când a venit trenul de Cluj. Când o să termin toate... Ai ajuns la Cluj? Am și terminat, da. L-am cunoscut în perioada adolescenței. Am fugit și la ruse. În fine, am mers pe jos. A fost un rebel. Un rebel și nu recomand nimănui. Am scris, mă întrebase cineva la un moment dat, de ce ai scris chestia asta? Zic, ca să fie un nu faceți așa. La modul cel mai serios. Unde poți să găsesc, unde ar fi trebuit să pui tu frână? Că n-ai mai fi fost tu. Da. Deci aici e problema. Și cineva, cum o să înțeleagă adolescentul? Băi, stai așa că am plecat. Unde? Eu asta încerc să transmit și asta vreau să văd cum ai să reușești să faci, pentru că eu nu găsesc soluția să spun, dom'le, experiența pe o anumită chestie este nașpa, nu mai recomand la nimeni să o facă. Deci dacă am pus mâna pe soba fierbinte, m-am fript, așa și cred că dacă ți-arăt mâna friptă, așa, ai să înțelegi, n-ai să mai pui, n-o să mai pună nimeni mâna pe soba fierbinte. Dar o chestie cu prieteni la un pahar de vin furat din beci de la părinți sau știu altceva. Cum aș putea să spun, băi, vezi, e o sticlă, atât. Că dacă e lângă damingeană poți să-ți fie rău, poți să încercăm și urmărim scrierile. Da, în altă variantă n-aveți. Da, și căutăm interpretări și așa mai departe. Ce mai ai acolo? Stația de transfer gunoi părăsită pe banii europeni. Da, nu mă mai iau de acum. Trece și ocolitoarea, sunt milioane de euro. Păi hai să vedem ce e cu ocolitoarea asta. Ai fost pe acolo? Artera asta romanist? Nu, n-am fost. I-au dat drumul. Prost lucrată. Da? Din punctul meu de vedere, ca șofer, adică ce am văzut, de ce vorbeam săptămâna trecută? Covor asfaltic turnat și atât. Bun. Ăsta nu se oprește undeva. Știu. Marginile alea șerpuiesc așa. Și o să treacă camioane grele pe acolo. Și o să fărâme pe margine, evident. Da, exact. Dacă nu-i pui niște borduri, nu o delimitezi cu ceva, frate, să țin asfaltul într-un loc. Da. Asta este o problemă, dar am zis că am să fac cu mașina și uite, chiar astăzi am să încerc treaba asta, iarăși te sună, da? Da. O să încerc chiar astăzi să fac traseul ducându-mă de la Cersanit și să ies în cartierul Nicolae Bălcescu. Bun, chiar uite să faci asta. Merg. Deci ca să evit virajul la stânga, merg pe viraj la dreapta. Deci mă duc încolo. Băi, e important, deja, trebuie să răspund. Deja mă îngrijorează chestia. Da. Discriminarea conflictului de interese pentru cei care și-au angajat rudele. Deputații au depus pe 4 mai un proiect de lege. Ferească Dumnezeu să treacă acest deci proiect de lege. Deci asta nu-i nimic. În caz că nu mai ții minte, zilele astea s-a propus introducerea în codul penal al regretului efectiv. Am auzit și treaba asta. Deci spuneți-mi dacă voi mai considerați că cei care ne conduc spre binele nostru sau încearcă doar să se acopere legii. Dar citiți-l pe Moise Guran, uitați-vă cu atenție, citiți printre rânduri la ce tot spun și mănâncă răhățel politicieni în zilele astea.
să stăm cu ochii pe Parlament, să nu treacă cumva vreo lege de-amboulea de genul ăsta. E limpede de înțeles. Trebuie să fim foarte atenți. Singurul câine de pază în momentul ăsta al țării e populația. Populația care trebuie să atragă atenția. Era presa câine de pază al democrației. Presa a devenit o chestie atât de aservită și de lipsită de importanță. Mie presa îmi dă un cățel de usturoi în ureche și vezi ce se întâmplă. Este fenomenal. Asta este presa în România în ziua de azi. Da? Dar mai avem rețele socializare, internetul, folosiți-le la maxim. Folosiți presa alternativă, mai ales în perioada campaniilor electorale. Presa alternativă, citiți blogurile, stați pe rețelele de socializare. Acolo oamenii spun ce au de spus fără să fie plătiți de cineva, de cele mai multe ori. Sunt puncte de vedere, citiți-le. Nu vă uitați numai la televizor. Televizorul vă minte și vă tâmpește, nu e o noutate. Dom'le, s-a întâmplat ceva? Sări ceva în aer în Roman sau ce n-ai? Nu. La mine nu a sărit nimic în aer. Am primit la mine niște, o să sară ceva în aer. Niște informații am... Cred că o să punem punct aici emisiunii astea, dacă nu e o problemă. Nu, că am rămas cu timpul, de... Fiți cu ochii în patru la politicieni. Da. N-am mai vorbit de portretul politicianului. Să fie sub 41 de ani, chiar dacă sunt la discriminare, să nu fi făcut politică, să nu fi fost condamnat și așa mai departe. Mi-am spus pe scurt. Doar că nu există așa ceva. Căutăm, am văzut la Tămășeni, din mulți care candidează acolo, fiind o comunitate destul de mare, am văzut o echipă sub 39 de ani. Toți. Deja le-ai spus oamenilor pe cine să voteze. Nu, că n-am spus numele și... Se cunosc între ei. Nu, dar sunt sigur că mai este cel puțin încă o echipă la fel în Tămășeni. Da. Deci, ca exemplu, deci când am văzut acolo și studenți, și ingineri, și alte treburi, dar până în 39 de ani, cam așa mi-a sărit în ochi cel mai în vârstă de acolo. N-au fost implicați politici, din câte știu eu. Acum trebuie văzut. Cei de acolo știu cel mai bine și vor vota așa cum trebuie. Discutăm, ne mai vedem săptămâna. Vinerea viitoare e ca naiba, dar vom fi la flotări. Înregistrăm emisiunea, o vedeți pe net, o distribuim și așa. La 15.30 ar trebui să fie emisiunea, nu? Nu, la 15.30 abia se termină știrile. Și emisiunea noastră intră mai puțin mai târziu. Da, o să intre mai târziu puțin. O să vedem cum o înregistrăm. Trebuie să facem flotări. Da, să facem flotări. Dacă să facem emisiunea și împingem flotări și facem când se difuzează odată cu cei de afară. Te bagi să facem 5 flotări aici în studio? 5 flotări? Da. Să ne filmeze Ciprian și noi să facem flotări, să râdem ca atâta putem să facem. Hai 3. Așa facem. Hai 3. Stabilim 10. Dragilor și dragilor, vă mulțumim foarte mult pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Căscați ochii, deschideți urechile, mintea deschisă, nu mai puneți nu votul. Nu vă mai vindeți votul cum se... Da. La revedere pe vinerea viitoare. Weekend plăcut. Viitoare.